duminică a fost vânt de muzică populară pe Valea Prutului. În comuna Vetrișoaia, sute de localnici, dar și invitați din celelalte comune de pe Prut, și-au dat întâlnire în centrul satului, reședință de comună, pentru a participa la o nouă ediție a zilelor comunei Vetrișoaia. Primarul Corneliu Stângă a ținut ca de fiecare dată să asigure calitatea actului artistic, invitând interpreți de renume atât de muzică populară cât și ușoară. Și, tot ca de obicei, nu au lipsit expozițiile cu vânzare de artă populară și artizanat. Doamnelor și domnilor, iată la Vetrișoaia o nouă ediție a zilelor comunei Vetrișoaia. Lângă noi, în aceste momente, se află primarul comunei, Corneliu Stângă. Dați-mi voie să-i spun bună ziua, bună ziua, bună seara, de fapt, domnule primar, pentru că deja aici, în ies soarele, se lasă o leacă mai repede, parcă spre apus. Ziua și bine ați venit la noi la Ziua Comunei, ediția 4-a, nou format. Nou format, da. Un format extraordinar care prinde, bag seama. Da, se pare că prinde de la an la an, numărul participanților este mai mare, început să avem și mai mulți artiști, nume mai grele, vizitatori mai mulți, se dă pe calea cea bună. Da, domnule primar, îmi place, lume multă aici, lume venită nu numai din Vetrișoaia, ci din celelalte comune. De ce credeți că ajung aici în aceste momente? Cred că oamenii simt nevoia și de socializare, vor să vadă artiști, vor să participe la astfel de evenimente și de asta am și optat să-l facem în continuare, pentru că am auzit anul acesta, având în vedere probleme de buget care sunt și le știm cu toții, unele comune au renunțat. Noi, pentru că avem noroc de oameni înțelegători și de sponsori puternici, am reușit să organizăm și anul acesta. În acest moment, Margareta, clipa ne încântă cu cântecele domniei sale, o știm, o apreciem, ce mai urmează? Păi, Mihai Ciobanu, o tânără speranța muzicii populare românești din Vaslui, Raluca, și sper să Raluca Radu să fie primită foarte bine, iar după aceea, într-adevăr, vor veni niște nume foarte importante pentru cei mai tineri, pentru cei care nu au auzit de ei, Vescan, Mineli, Mateo, deci chiar un spectacol, un line-up foarte bun de artiști. Din câte bag seama, domnule primar, vă îndreptați către tineri mai mult, așa? Da, toată lumea, pentru că acum vedeți, e muzică populară și de obicei cei mai în vârstă nu rămân până noaptea târziu și atunci, bineînțeles că tinerii sunt cei care rămân la urmă până mai târziu și o să petreacă până dimineață, sperăm. Bănuiesc un foc de artificii cumva? Cu siguranță, dar vă spun că firma cu care am luat legătura am întrebat cum o să fie făcut de artificii la Vetrișoaia. O să fie frumos și a zis că o să fie foarte frumos și o să-mi spuneți luni cum e. Deci nu știu, știu doar că e foarte frumos, dar o să-l vedem împreună. Noi să-i speriați pe cei de la Leova? Sper că nu. să sperăm că nu, dar mi s-a promis un foc de artificii foarte frumos pentru acest an. Mă bucură pentru asta, dincolo de programul artistic pe care, iată, dumneavoastră l-ați enunțat un pic mai înainte, observ și mini-expoziții cu vânzare. Da, am încercat prima dată anul trecut, am încercat și am văzut că a prins foarte bine la oameni și acum continuăm să aducem artiști populari, artizani cu diferite produse. Ce aveți asta? Aici unde filmăm, lumea vede deja căciul, ceva de botoșan, ceva de... Mai departe avem olărit, costume populare, avem ceva cu sculpturi, cu lumânări, sunt destul de multe standuri cu produse foarte variate. Și sunt într-adevăr producători de aici din zonă, bine și din restul țării. Dar încercăm să-i promovăm pe cei din județul Vaslui, din Moldova. Apropo, câți ani are primarul? Primarul e tot tânăr. Anul acesta o să fac 35 de ani. Mulți înainte, domnule Stângă. Nu, vă întrebam pentru că am văzut un chimir acolo și mă gândeam care chimir vi s-ar potrivi. Nu știu. O să vedem. Eu zic că e o vârstă ok în care se combină un pic de experiență și cu încă energia tinereții. Da, domnule primar, am cam terminat cu partea artistică, cu partea expozițională a manifestării de astăzi de aici la Vetrișoaia. Când am venit în comună, am observat drumuri comunale, drumuri sătești mai exact, ulițe asfaltate.
Da, mai avem câteva săptămâni și vom termina de asfaltat. Prima dată 6 km jumătate de asfalt cu tot, absolut tot ce trebuie, cu rigole. În spatele nostru, nu știu dacă vedeți, o să observați și teatrul de vară nou pe care l-am construit, iar lângă, la anul, o să vă invităm într-un cămin cultural nou care ne vom ocupa imediat după ziua comunei, vom începe demolarea și refacerea lui. Alte proiecte? În gândirea viitoare a primarului. Păi sunt mai multe, trebuie să încep groapa de gunoi pentru gunoiul de grajd. Sunt mai multe proiecte, acum chiar nu le mai țin în minte. O întrebare, de unde e ideea de a le da burse celor mai buni studenți și elevi din Comuna Vetrișoara? Păi, ideea a venit de la ei. Sunt tânăr și eu, îi cunosc și eu pe ei și chiar am întâlnit câteva cazuri în care spuneam, știi, nu o să merg la facultate pentru că nu-mi permit. Familia nu-și permite să mă întrețin. Știu că sunt copii foarte buni și a zis, bă, nu există așa ceva. Deci acești copii să se irosească talentul lor și că lor să fie irosită. Vetrișoaia a dat oameni deosebiți atât pentru București, Iași și pentru întreaga zona României. Da, așa este și suntem mândri de asta și sperăm ca cei care beneficiază și nu numai să ne facă mândri mai târziu. Domnule Corneliu Stângă, eu vă mulțumesc pentru modul în care ne-ați primit pe cei de la Vaslui TV. Ce să vă dorim? Să vă vedem veșnic, tânăr și ferice, spune un vers dintr-un frumos basm. Vă mulțumesc foarte mult, știți că sunteți prietenii noștri și sunteți bineveniți oricând. Și acum, la final, aș vrea să le transmit încă o dată la mulți ani, vetrișoanilor, putere de muncă și să reușim să facem lucruri frumoase împreună. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Stăm de vorbă cu primarul Comunei Lunca Banului, domnule Dănuț Tovan, iată, prezent la Vetrișoaia! Sigur că da, este un prieten de-al meu foarte bun și este a treia ediție de când particip la sărbătoarea Comunei, îmi face deosebit plăcere. Vreau să le spunem telespectatorilor noștri că la Lunca Banului se sărbătorește la fel cum se sărbătorește aici pe Valea Prutului. Așa este, foarte adevărat, este a doua ediție la sărbătoarea Comunei, până acum nu a fost, anul acesta a fost a doua ediție și sper să fie mai multe ediții și mai bune. Așa, apropo de ziua Comunei Vetrișoaia, iată Corneliu Stângă, o reușit să adune, cum să spunem, din tot spectrul politic, adică să treacă peste barierele politice, PSD, PNL, oamenii vin cu plăcere. Cum se stă aici? Cum văd eu lucrurile, prietenia nu are bariere. Indiferent de apartenența politică, noi suntem prieteni și trebuie să ne respectăm unul pe altul. Așa este, să ne respectăm unii pe alții. Apropo, cum se anunța anul agricol la Porumb și la Floarea Soarelui pe Lunca Prutul? Din ce am văzut eu până acum, floarea se prezintă bine, porumbul un pic mai slăbuț. Cu probleme. Da, cel care a fost semănat mai din timp, un pic s-a uscat, când a venit ploaia, l-a prins uscat. Deci iată, degeaba a plouat, cum se zice. Da, a plouat un pic cam târziu, dar nu pentru tot porumbul. Numai cel care a fost semănat mai din timp. Dar nu, Stovan, îți mulțumesc și așteptăm cu mare nerăbdare următorul an în care să putem să fim prezenți la ziua Comunei Lunca Banului, al cărui primar sunteți. Da, mulțumesc mult și eu și vă aștept cu drag. Și sunt trec în cora mare, rămpli
Eu o iubesc, șai, diri, 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 diri.